cunoscut aproape pe nimeni, în afară de cei pe care îi cunosc, la care îi cunosc și a venit la ei. Dar știți ce știu un lucru? Că Duhul lui Dumnezeu cunoaște pe fiecare. Și știi de ce ori îndui și această seară, ca să fim împreună în acest loc. Că a rămas încă puțină vreme. Și cel ce vine, va veni, aleluia, nu va zbori. Cel neprihănit va trăi prin credință. Dar cel ce dă înapoi, Duhul Domnului nu găsește plăcere în ea. Dumnezeu din ceruri să aibă milă de noi. Duminica trecută eram în biserica Domnului, Sfântul nostru, și pe când eram în slujire, ce ne rugam la ora de rugăciune. Că așa am auzit că casa aceasta este casa de rugăciune. Dar casa de rugăciune noi suntem. Aceasta este casa de rugăciune. Dar biserica suntem noi. Cine adunam din pietre vii. Și pe când ne rugam înaintea Domnului, Duhul Sfânt a vorbit printr-un vas. Și-a arătat o persoană din care era bolnavă și Domnul a spus că vrea să atingă de ea. Dar era o persoană care mai puțin credea, spun așa, nu tare credea toate lucrările, dar a bușit în plâns când a văzut că Duhul Sfânt i-a descoperit. A început să plângă și a spus, dar Duhul lui Dumnezeu a vorbit adevărul. Era bolnav. A venit în casa Domnului și apoi a fost chemat înainte. Așa cum suntem noi în seara aceasta. Și s-a făcut ungerea și ne-am rugat pentru ea și Domnul l-a vindicat. Și apoi când ne-am adunat iar într-o seară de rugăciune, el era prezent și ea. Dumnezeu lucrează, el este același. E, așa spune Pavel la Evrei. A fost, este și va fi, binecuvântat să fie Domnul. Și apoi m-am uitat și la copiii ăștia care cânta din acordeon. Mi-am adus aminte de fiul lui fratele Toadre. Undeva cu aproape 30 și ceva de ani în urmă. Era pe timpul comuniștilor. Pe când am avut ocazia să fim, am mers în evanghelizare și am mers să-l ascultăm pe un frate, Victor Climent, cu care era un cântăreț vestit rus, dar pe când era în Finlanda s-a pocăit. Și apoi trebuia să cânte el în Chișinău, în Moldova. Și noi, trei mașini, am mers și noi. Spun aceasta spre slava lui Dumnezeu pentru copiii care sunt aici. Așa erau copilul fratele Todriel, așa ca ei. Nu știu câți ani au ei, dar aveau undeva, să zic așa, 12 ani. Dar pe când Victor Climent a fost în Cernăuți și a cântat în filarmonie și a făcut o evanghelizare, mulți s-au pocăit și a cântat fiul lui, cu acordeonul cântat. Și noi am mers și noi în Chișinău, așa cum spuneam. Și am mers și erau undeva la 3.000 în biserică aceia, erau de membri. Și când am venit acolo, ne-au luat ușierii cu rânduiala și ne-a dus înainte. Fratele Todriel e martor. Ne-a dus înainte, ne-a dus și pe noi. Era oaspet venit din America, era oaspet venit din Latvia, care au cântat foarte frumos și iscusit aveau. Iscusiți cântau foarte frumos. Da, pe când trebuia să cânte ăsta Victor Climencu, el l-a văzut pe fratele Sidorian și a arătat către cei ce conduceau acolo, puneți-l pe ăsta tânăr să cânte. Și-a cântat cântarea. Știți care cântare? Îndată mi-aduc aminte. Cercetează-te! Cercetează-te! Și a cântat cântarea aceasta și când a cântat-o. Vreau să spun înaintea Domnului că cei oaspeți din America care introducea se puneau pe genunchi și filmau că aveau nu ca acum telefoane, iPhone, cum se vede în vremea noastră și filmau și spunea că la început a spus că va cânta viitorul cântăreț. Dar era un cântăreț care atâta popor a ieșit la mântuire, la pocăință, și plângând ieșea pe pământ, asta am văzut eu și eu spun spre slava lui Dumnezeu, ce pot să facă un tânăr
care cântă și laudă pe Dumnezeu în biserica Domnului. De aceea Dumnezeu din ceruri să binecuvinteze biserica Domnului. Nu o cunosc eu, o cunoaște Dumnezeu. Dar a spus, au venit în părțile noastre acolo, cei s-au refugiat de acolo, cum și aici au venit mulți și s-au dus în altă parte. Spunea că Duhul Sfânt le-a descoperit în adunare, că în Mariupol, acolo unii au făcut una cu pământul, spunea că vor sta trupurile moarte și mulți n-au dat crezare. Dar a venit timpul când Duhul Sfânt le-a spus la o familie, acolo eram smartor, când ei tot vorbeau cuvântul Domnului, spunea că spuneți, ieșiți cu copii, vor 7 copii avea, și spuneți, ieșiți de grabă. Și Dumnezeu a salvat pe cei care era acolo. Unii a trebuit să treacă și prin încercări. De ce în vremea asta? Ce este de făcut, fratelor? Când vă adunați la oaltă, ce este? O cântare, o vorbire în altă limbă, o descoperire. Să se facă pentru ce? Pentru ce se facă? Pentru zidirea bisericii. Noi trebuie să ne zidim. În care mulți, am avut ocazia să fiu multe biserici. Și mulți, știți cum, se duce o luptă și parcă n-ar mai vrea. Știți că, dacă spune cuvântul, nu-i nicio descoperire dumnezească, poporul cum? Dar, acolo când se descoperă, o leacă, știți cum, nu-i prea plăcut pentru ce e. Dar, aduce vindicare, aduce mântuire pentru cei ce se pocăiesc și se sfințesc. De aceea, Dumnezeu să binecuvinteze biserica Lui din locul acesta. Să fim în pregătire, că Domnul vine și spune Evanghelia, El nu tace. Nu tace. El vorbește. Și vorbește când într-un fel, când în altul, cum spune Iov. Dar mulți nu iau seama. Zicea Dumnezeu să ne binecuvinteze, cum spunea fratele, să fim oameni înțelepți. Să strângem cuvântul Domnului în inima noastră, ca să nu păcătuim înaintea Domnului. Zicea Dumnezeu să ne binecuvinteze și pe noi, care am venit împreună. Știți că eu nu tare m-am pregătit ca să vorbesc. Am mult ce pot să vorbesc, frate și surori. Dumnezeu a făcut mari minuni și mari lucrări. De când Dumnezeu m-a chemat pe mine, eu am avut ocazia să fiu și la Călugări, și la Voiene, la spitalul de militar. Și nu m-a vindicat nimeni. Dumnezeu m-a vindicat și m-a lucrat în viață. Și știți ce a spus? Dumnezeu prin Duhul Sfânt în ranile Domnului, în ranile mele ai fost zăpat. Hatura ta să nu tacă și vei ajunge și acolo unii n-ai fost încă și să mă mărturisesc. Să știți că nu la voia întâmplare am ajuns eu în țara aceasta, care n-am fost niciodată, dar mă bucur, aleluia. Sunt copii al lui Dumnezeu, aleluia. Care așteaptă venirea Domnului. Vine Domnul, binecuvântat să fie Domnul, vreau să spun o lucrare pe care am trăit-o. Pe când trăia fratele lui, fratele Toadre, dacă ați auzit de fratele Toadre, tata lui, fratele Toderea, el a fost pastor și a umblat în România și pe multe locuri. Când a trecut din viață, satul la noi era inundat de oameni. Nu a fost niciodată atâta popor de peste locul, pentru că Dumnezeu l-a înzestrat cu dar de vindicare. Și foarte mulți s-au vindicat. Și odată pe când mergeam spre Valea Cosmilului, dacă ați auzit din satul nostru, se trece printr-un sat și vine în Valea Cosmilului, dacă ați auzit, și mergeam la slujbă, după masă. Și pe când mergeam, era un frate care avea dar de descoperire. Și noi eram în urmă. Și spune, frate toate, îi spune înainte, că eram 4 frate acolo. Aici, unde mergem, Dumnezeu în ziua aceasta va face o minune. Eu am tăcut și am zis, să văd ce ar să fie. Și când am ajuns în Valea Cosminului, acolo
Nu știu dacă cineva a mai fost prin Valea Cosminului, în biserica aceea, în casa aceea, acolo sunt niște trepte așa care te urci în sus și ambonul e în jos, de unde se vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Și când am intrat acolo, ei vorbeau în limba ucraineană, dar traducea pe fratele Toade, îl traducea fratele Avram, dacă ați auzit Matei, care acum e prin America, dar el îl traducea și acolo răzămat de ușă, de ușor ușă, era o femeie tânără care nu se putea așa răzămată. Și fratele ăsta vas care spunea că Dumnezeu are de făcut o minune, spune, iubită biserică, sufletul acela care este acolo, hai să ne rugăm că Dumnezeu să-ți atingă de dânsa, are nevoie de Domnul. Era venită pentru prima dată în casa de rugăciune, îndemnată de un nepot al ei, care mama ei era credincioasă și a spus să vină în casa Domnului. Și numai acolo pot să o vindic. Era paralizată de picioare, nu putea să umble. Și mâinile așa erau moi. Dar nici nu se putea trăza. Și când a întrebat-o fratele Toade, ai ceva din mărturisit? Deci era de lume. Venită de lume. Și bărbatul ei se uita ca spăret. Eu mă uitam la dânsă. Asta eu spun o realitate, eu nu spun povești. Dumnezeu este martor la ce spun eu aici. Știți? Când i-a spus dacă are ceva de mărturisit înainte de a se ruga, și i-au spus că da, dar nu mărți deoparte, să nu cu nimeni. O luat-o două surori de subțoară și a dus-o într-o cameră, după ce a mărturisit, a venit în casa Domnului și când i-a făcut ungerea în numele Domnului și când i-a poruncit să se pui pe genunchi, s-a pus pe genunchi, asta eu mărturisesc înainte Domnului. Asta femeie răcnea și cu mâinile mergea în sus și pe scări, în sus și în jos. Toată biserica era în hohodii, s-au coborât Duhul lui Dumnezeu și au mai vizitat încă trei surori care erau bolnavi. Eu sunt martor la ce, și nu numai acele, eu pot să spun multe lucrări pe care le-a făcut Dumnezeu, că am avut ocazia sâmbând lucrarea lui Dumnezeu. Și apoi, mai departe, știți ce s-a întâmplat? Frate Toade, după ce i-a spus, să nu uiți, să vii și la Buda să mărturisești în biserică. Și ea n-a venit, dar eu cu fratele Toade am avut ocazia să fiu până la trece din viață. El a lucrat până la urmă lucrarea Domnului. Și pe când eram în Cernăuți la o lucrare, altă lucrare, ei a spus, nu știi despre o soră era ta, ne-au întrebat-o în familie aceea. Și spune, da, frate, o chem fratele Toade. O chemat-o pe dânsa și-o venit, dar știți, cu capul gol. Așa ca la baptiști, ea s-a pocăit la baptiști, s-a întrebat-o atunci dacă Domnul te vindică, te pocăiești, da, la baptiști. Și când a venit, fratele Toade întreabă, zice, Tania, cine te-a vindicat? Domnul m-a vindicat unii, în Valea Cosminului. Dumnezeu ți-a atins. Tata ei era colonel în armată și 3 ani o stat prin spital și nimic nu i-a putut face. Și după ce a venit acasă sănătoasă, a spus totuși, este o putere. Este ceva. Știți ce s-a întâmplat? Fratele Toade îi spune, noi eram la masă, au pus gazda acolo, ne-au pus la masă și a spus, sora tane, nu te supere, am să spun ceva. E bine să nu cu capul descoperit. Și ea știți ce nu s-a împotrivit. Dar a spus, fratele Toade, nu e nicio problemă, acum. O pus basmaua pe cap și apoi am avut ocazia să fiu între baptiști, unii foarte mulți acolo pe Reliva, cine știe, la bazarul, care mulți și români acolo mărți. Și eu am avut ocazia să fiu acolo. Toată biserica era, toate partea bărbătească cu capul descoperit. Nu mai era cu capul acoperit. Și am văzut că s-a ținut de cuvânt. Dumnezeu, cu cela care a lucrat acolo, va lucra și în mijlocul vostru, ca spus pe Duhul Sfânt, că vrea să mângâie inimii din mijlocul vostru. Recunoaște Dumnezeu!
pe cei care se recunosc și vine înaintea Domnului, Dumnezeu este și astăzi acela. El rămâne Dumnezeu, El nu minte, este Dumnezeul nostru. Și așa am citit aici, fiindcă am primit o împărăție care nu se clatină. Să ne arătăm cum? Mulțumitor. Și să aducem Domnului o jertfă neprihănită, jertfă neprihănită, pentru că Dumnezeu nostru este un foc mistuitor. El rămâne același, frați și surori, El va rămâne cu noi cât noi vom fi cu El. Dacă noi ne depărtăm, și El se departe de noi. Zic ca Dumnezeu să binecuvinteze biserica aceasta a Domnului, care este isontarească, prin lucrările sale și să ne ție treci, ca să nu cădem în vremea aceasta. Să știți că în vremea noastră foarte multe învățători, foarte multe învățători și foarte multe lucruri stricate. Dacă nu vedem, dacă nu suntem înțelepți, am auzit și a spus, să fim înțelepți. Să fim înțelepți. Cei înțelepți se vor pregăti. Așa spunea Duhul Sfânt. Și când va veni Domnul, atunci vom avea parte cu El. Binecuvântat să fie Domnul, care este mijlocul nostru, să asculte rugăciunile noastre și mai departe, să ne întărească prin Duhul Sfânt și să ne ajute să rămânem copiii Lui. Amin. Pacea Domnului Iisus. Amin. Era o scăldătoare de Bethesda în Ierusalim și azi am găsit o scăldătoare în locul acesta. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Dar nu oricine se vindica. Cine sărea întâi. Deci dacă cineva din locul acesta vrea să fie vindecat, să aibă credință și să sară în scăldătoare. Ca să fie vindecat de orice boală spirituală. Și fizică. Dumnezeu este același. Iisus Hristos este același. Evrei 13:8. El, azi, și în viață. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Mesajul meu nu va fi lung, pentru cine că așteptăm lucrarea care este pornită. Domnul să lucreze. Vreau să citesc din cuvântul Domnului, Ieremia, capitolul 18, vasul olarului și nepocăința poporului. 18:1. Cuvântul Domnului, cuvântul a vorbit lui Ieremia din partea Domnului, și care sună astfel. Scoală-te și coboară-te în casa olarului. Acolo te voi face să auzi cuvintele mele. Când m-am coborât în casa olarului, iată că el lucra pe roată. Vasul pe care îl făcea n-a izbutit, cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Atunci el a făcut un alt vas cum i-a plăcut lui să facă. Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Nu pot eu să fac cu voi ca olarul acesta, casa lui Israel. Zice Domnul, iată cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna mea. Amin. A vorbit Domnul prin vasul de lucru ca prorocul să coboare în casa olarului. Și olarul lucra meseria lui pe roată. Și el atent se uită și vasul nu a izbutit. Nu a ieșit vasul cum trebuia să iasă. Și olarul a sfârmat vasul
și a făcut alt vas din același lut, cu îi plăcea lui să-l facă. Și Dumnezeu ia aminte și spune, nu sunteți voi tot așa ca lutul acela în mâna olarului? Se uită Domnul seara asta în Betesda, aici, în Viera. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Și vrea să facă vase curate. Într-un lut care să se facă un vas, să izbutească să fie un vas folositor, nu trebuie să fie niciun corp străin. Lutul care este pregătit, olarul știe cum să-l frământească. Este frământat și nu orice lut este adus acolo. Este atât de bine frământat și apoi dat prin ciururi, prin diferite ciururi de sârmă, diferite ciururi de metal. Și tot se aruncă și se aruncă și toate corpurile străine se înlătură. Din lutul acela. Că corpurile cele străine care sunt acolo încurcă lucrarea Domnului. Și după aceea, când s-au înlăturat toate aceste corpuri, se facă Domnul să se înlăture seara asta. Și tot poporul să spună amin. Și vasul să iasă folositor pentru stăpân, pentru Dumnezeu. Domnul să fie lăudat. Amin. El vrea ca să nu moară nimeni. Așa e, Domnul. El vrea ca tot poporul să ajungă mântuit și să ajungă la ținta desăvârșirii. La Domnul acasă. Domnul Iisus a spus, mă duc ca să vă pregătesc un loc. Acolo unde voi fi eu, în cerul, în împărăția lui Dumnezeu, să fie și acela ce mă va sluji pe mine. Întrebarea să stea pentru noi, dacă îl slujim pe Domnul, după cum trebuie să-l slujim. Scăldătoarea este pregătită, îngerul coboară, Duhul Sfânt coboară, trece și tulbură apa și cine va sărea, va sări primul, să fie vindicat de orice de Amin. Dar pentru aceasta trebuie credință. Corpurile străine, duhurile străine care fac rău să fie înlăturate prin puterea Domnului și puterea Duhului Sfânt și apoi să capete cei ce au credință vindecare cât de plin. Am văzut lucrări mari, mărețe, oamenii care s-au vindecat că Iisus Hristos este același, la rugăciunea făcută cu credință pentru cei bolnavi, s-au vindecat și mărturisesc în popor și astăzi că Domnul Iisus este același. El poate să vindece. Deci Domnul să fie rău. Este Domnul. Când Toma a auzit despre Domnul Iisus că este viu, înviat, s-a îndoit. Nu voi crede până nu voi pune eu degetul. Să pipăiesc eu, să văd eu, să-mi pun degetul în coasta lui Iisus. Și Domnul Iisus i s-a arătat lui Toma. Și îl mustă. Tomo, ai vrut să vezi, fiindcă ai văzut? De ce crezi? Dar ferici de aceia care n-au văzut și cred. Îl simțim pe Domnul azi în scăldătoare. Binecuvântat să fie Domnul.
Și așteptăm mai departe ca Domnul lucrarea pornită, sara asta care a trecut prin scăldătoarea aici, în locul acesta, să avem rezultate favorabile pentru vindecarea bolnavilor. Domnul să fie lăudat. Suntem în mâna Domnului. El este olarul. Dar noi suntem în lutul. Dar în lutul acesta să fie Duhul Sfânt. Dacă Duhul Sfânt ne călăuzește, dacă Duhul Sfânt îmblă la inimile, la inima noastră și înlătură toate corpurile străine, care nu trebuie să fie, că dacă este un corp străin, nu îi zbutește vasul. Nu capeți vindecare. Deci Domnul să fie lăudat în toate. M-a impresionat. Eu prima dată sunt aici. În România sunt cunoscut și cunosc frații sau bisericile aproape majoritatea pe toate. Când am vorbit cu fratele, am spus că dacă e din Dorohoi, îl cunosc pe fratele Aurel Șoltuz. De multe ori m-am întâlnit cu el. E fratele Tipei, care a fost președintele și acum este ex, președintele cultului pentecostal, îl cunosc foarte bine. A fost la noi la conferință, a vorbit cuvântul Domnului și apoi am ajuns în Arad. Și când a aflat fratele Tipei că sunt la fratele Iosif Anca, împreună cu câteva frați, au spus, au trimis niște vase de lucru, niște ajutor de lui, tot frați presbiteri, și mi-au spus oarea când să fiu la el în birou. Și a fost o lucrare măreață și minunată. Și pentru aceasta nu e important că sunt cunoscut sau nu sunt cunoscut. E important este dacă Domnul ne cunoaște. Amin. Dar mai important este dacă noi îl cunoaștem pe Domnul. Dumnezeu de cer să reverse și să facă El lucrurile. El este același. El azi și în veci. Și acum știți cine mai este Iisus? Iisus Hristos este acela care în timpul vieții sale pe pământ, aducând rugăciuni și cere, cu strigăte mari. Și cu lacrimi. Și fiind ascultat din pricina evlaviei lui. Când în ochiul ți-i uscat. Sau când n-ai credință și vezi că rugăciunea ta apasă înapoi. Iisus a rugat cu strig de mari și cu lacrimi. Și a fost ascultat. Cine crede că Domnul a ascultat seara asta? Rugăciunile este puternice. Cu strig de mari. Dacă au fost și lacrimi, Domnul le ascultă cu scurat. Să nu fim cu îndoieli. Cântăm noi o cântare. Cântările care s-au cântat aproape sunt cântările care sunt cântările noastre, cântate la Buda Mare. Cântările a Domnului, pentru slava Lui. Amin. Și pentru aceasta, Domnul să fie lăudat în toate lucrurile. Amin. Amin. Lucrările Domnului trebuie să meargă mereu, mereu crescând, până va ajunge în mezul zilei. M-a întrebat cineva câți ani am și eu am spus că am 78 de ani și am 9 lesuri sunt în spate. Ce bucurie mare am simțit seara asta aici. Salire lui Iisus! N-am fost aici niciodată. Mă merg aici. Viera. Austria. Un frate din România spune Austria. Austria. Austria, da. Este atâția români care vorbesc limba română, că nu sunt români, și sunt biserici puternice. Iisus Hristos este același. Când eram copil,
de 8 ani. M-am dus cu tata la Cernăuț. După Cernăuț, mai sus așa, se chema o provincie, Clocușca. Și am găsit acolo doi frați. Pe fratele Țianiuc, un om prezentabil de oraș, care a stat 10 ani în Ochișoară. Atunci nu m-a ciorit. Și pe fratele Nicolae Lușcu, care tot a stat 10 ani în Ochișoară, numai atunci nu vine. Și a fost acolo o lucrare și noi am plecat. Și fratele Țivăniuc, în casa lui, o spitaleroasă, cum era, o cârtit înaintea Domnului. Băi, la mine în fiecare săptămână vin atâția frați și nevasta mea are pe urmă diranj. Trebuie să înlăture praful din casă, scripturat, că era și gospodor. Și nu știu nimeni, eu și Domnul. Cu cârtit Țihaniuc de frații care vineau în casa lui. Și soția trebuia să muncească din urmă. Și o auzit Domnul. Așa cum prin Maria, când o cărtit împotriva lui Moise, Domnul ce-a făcut? Știți ce-a făcut Domnul? A făcut un timp îndelungat, nu a intrat nimeni în casa lui fratele Țihaniuc. Și după o lungă vreme, vine fratele Hlușcu din nou în casa lui fratele Țihaniuc. Nu știa nimic. Se pun pe genunchi, se roagă, și cuvântul Domnului vine prin vasul de lucrare. De ce ai cârtit în inima ta? Tu n-ai știut că praful Sfinților Unii sunt o binecuvântare pentru portul tău? Și s-a ridicat fratele Țihaniuc, mărturisită pe ce am făcut și frații s-au rugat pentru el și din nou peste casa lui veneau frații și erau lucrări mărețe, lucrări frumoase, lucrări unde se simțea prezența Domnului. Să facă Domnul ca totdeauna aici în Biserica Bethesda, denumirea aceasta biblică, să se simte prezența Domnului. Și voi când veți striga Tată, aleluia, el să răspundă, iată-mă! Aleluia! Ce minunat este lucrul acesta! Să-ți răspundă Dumnezeu, iată-mă! Aleluia! Sunt bolnav și Dumnezeu să fie vindecat. Aleluia, Osana! Am nevoie ca frații, ca biserica să se roage pentru mine, ca să fiu vindecat prin puterea Domnului Iisus Hristos. Din pricină că Iisus era pe pământ și puterea de vindecare era cu El. Și azi puterea de vindecare a lui Iisus este aici. Nu frață vindecă. Iisus vindecă. El este cel care vindecă. Glorie ție, Doamne Iisuse. Dar mă întorc la ce am spus seara asta. Corpurile care nu sunt bune, străine, întrebările care nu sunt după voia Domnului, să fie înlăturate. Și apoi înlocuite cu vindecări. Amin. În biserica Domnului să fie har, să fie binecuvântare, să fie pace și bucurie în Duhul Sfânt. Și apoi știți ce vrea Domnul? O vindicat 10 leproși. Așa e, Doamne. Nouă s-o văzut treaba lor. Bine s-o văzut sănătoși. Nu mai are nevoie de nimeni. Dar unul s-a încurnat. Să-i mulțumească lui Iisus. Aleluia. Și Domnul a ascultat și a spus de ceilalți nouă unii. Au plecat. După ce Domnul s-a atins de tine, mărturisește-le în biserica Bethesda și pretutinde pe unde vei fi. Iată ce mi-a făcut Domnul. Am strigat cu gura mea către Domnul și îndată lauda mi-a fost pe buzele mele.
dacă aș fi cugitat lucruri nelegite, nu m-ar fi ascultat Domnul. Dar în timp când cugiți la Domnul și vrei să te apropii de El, El se apropie și te ascultă. Amin. Să ne asculte Domnul. Amin. Seara asta și oricând vom striga, să fim pregătiți. Când vine Domnul și vrea să intri în casa ta, n-ai să spui, mai stai puțin, că am niște probleme. Să mai înlături ceva din corpul străin care a intrat în casa mea. El vine și te prinde, când cu venirea Lui ne va prinde așa cum vom fi noi. Pregătiți sau nepregătiți? De aceea, pregătirea se face în această vreme. În Austria, în România, în Ucraina. Vorbește Domnul Ucraina! Amin! Luăm noi seama. Bucovina nu a fost atunci. I-am mulțumit Domnului și să-i mulțumim totdeauna Domnului. Binecuvântat să fie Domnul. Oara nouă a trecut. Eu, mesajul meu, atât mi s-a dat. Mesajul putem, putem să ca unul, putem întinde. Poate să fie așa și poate să fie așa. Dar când avem un car de râvnă, trebuie două persoane, da? Domnul să fie Domnul să fie lor, da. Mai spuneți o mărturie. Mărturii sunt multe, da. Pocăință ne trebuie și acoperire de Domnul. Binecuvântat să fie Domnul. O cântare că sunteți destui de cântăreți. La noi în Buda Mare sunt cântăreți. S-a vorbit de Sidoria, despre Valerii, care cântă, sunt fiii noștri. Și ori ajunge, dacă va fi voia Domnului, vor veni și la Bethesda. Domnul să fie lăudat. Avem câțiva membri care sunt în Buda Mare și acum sunt aici. Vă cunosc pe fratele Gheorghe. Da, care am dat noi la Prevorogia 34 de ani. Și am venit și în jos. În jos, 9 km. În pof, în apoi. Și 3 km pădurile, am dat cu ani și mare. Și lucrările Domnului au fost măreță. Și vremuri de ce. Facă Domnul ca să ne apropiem cu credință și să fim credincioși. Amin. Că dacă noi nu suntem credincioși, credincioși, ce face Domnul? El rămâne credincioși. Că nu se poate tăzăminti. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Amin.
bucur să fiu în orașul acesta frumos, Viena. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Amin. Vreau să spun că Dumnezeu ne-a binecuvântat să fim, să putem ajunge aici. Amin. Că înainte să ne pornim de la noi, de acolo, din Cernăuți, un omânt atât de mare era că nu puteam să plecăm. Foarte greu am ajuns. Și Dumnezeu ne-a binecuvântat. Și am spus, Doamne, dacă va trebui să ajungem acolo, să fie totul deschis și granița și să putem ajunge acolo. Și dacă Dumnezeu ne-a îngăduit să ajungem aici, slăviți să fie Domnul. Este nevoie ca Dumnezeu în seara aceasta să-ți proslăvească numele Lui. Vreau ca să spun că Dumnezeu este aici. El te vede și te cunoaște. Eu nu te cunosc. Dar Dumnezeu e acel care te vede și îți vede inima ta. Vreau să spun că oamenii din Ucraina n-au dovedit să ia nimic cu ei. Așa care din partea aceea, noi dice din Cernăuți suntem bine, datorită că voi și cred că vă rugați pentru Ucraina. Amin. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Să vă asculte rugăciunile și să vă rugați pentru Ucraina. Frați și surori, Dumnezeu este aici. Și eu vreau în seara aceasta să treacă pe la inima ta. Uitați-vă ce spune Psalmul 86. Uitați-vă cu versetul 5 ce spune. Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu tot ce te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Uitați-vă cum se rugă, roagă doar David înaintea lui Dumnezeu. Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți. Este cineva aici care caută să vrea iertare de la Domnul? El este aici. Aleluia. Să știți, frați și surori, oamenii din Ucraina nu s-au gândit că într-o noapte va trebui să se întâlnească cu Dumnezeu. Și în seara aceasta Dumnezeu vrea să-ți spună ție, nu mai ai timp să-ți cauți, să-ți faci afacere. Timpul să ne gândim că Domnul nostru vine. Prin prorocie Domnul a spus că nu este mult și El vine. Frați și surori, Domnul vine! Să știți că spuneau frații din Ucraina, din partea aceea de acolo, spuneau la noi acolo în biserică, că Domnul spunea că Tu vei pleca sub jertfă și Tu vei pleca sub jertfă. Și oamenii nu se gândeau că va trebui să moară. Și într-o zi a venit războiul și a trebuit să plece la Domnul. Te-ai gândit Tu și ne-am gândit noi că Dumnezeu într-o zi va veni să ne ia pe toți acasă. Și uitați-vă ce spune aici David. Că El este gata să ierte. El este în seara aceasta aici. El vrea să te ierte pe tine și să spune, du-te, dar mai mult să nu păcătuiești. Eu vreau să te primesc în brațele mele. Este un Dumnezeu plin de îndurare. Frați și surori, nu e timp de glumă. E timpul să ne gândim că Dumnezeu nostru vine. Dumnezeu să binecuvânteze biserica de aici. Și Dumnezeu să o binecuvânteze cu darul Duhului Sfânt. Și Dumnezeu să vă asculte. Și când vă ruga pentru bolnavi, bolnavii să umble în numele Lui Iisus. Slăvit să fie Domnul. Și uitați ce spune mai departe David. Te cheamă în ziua necazul meu căci mă asculți. Nu... Nimeni nu este ca Tine între Dumnezei, Doamne, și nimic nu se seamănă cu lucrările Tale. Toate neamurile pe care le-ai făcut vor veni să se închine înaintea Ta, Doamne, și să dea slavă numele Tău. Slăvit să fie Domnul. E timpul să-i dai slavă lui Dumnezeu, frate și soră. El este aici. Ce ți-a mai rămas să mai... Ce ți-a mai rămas să faci? Oamenii din Ucraina nu s-au gândit că într-o noapte va trebui să se înceapă războiul. Și noi trebuie să ne gândim că într-o noapte Domnul nostru Iisus Hristos va veni să vă ia biserica. Hai seara aceasta să spui, fac un popas și spun, Doamne, mă opresc. Îmi pare rău de tot ce am făcut. Drag tânăr care ești în casa aceasta, vreau să spun că Dumnezeu în seara aceasta a venit pentru tine să-ți spună încă o zi, oprește-te din drumul tău. Nu te cunosc. Nu știu cine ești tu. Nu știu faptele tale care le faci. Dar Domnul în seara aceasta vrea să spună, oprește-te în dreptul tău și spune, Doamne, destul am făcut pentru lumea aceasta. Vreau să fac pentru Tine. Și în seara aceasta, fă o hotărâre, Doamne, vreau să închei un legământ, vreau să fac ceva cu Tine. Și de asta înainte, banii care îi aduc, orice fac eu în viața mea, să o fac pentru numele Tău. Amin. Și Dumnezeu să primească recunoștința noastră. Aleluia. Nu vreau să vorbesc mult, dar vreau să spun să venim la rugăciune. Și Dumnezeu în seara aceasta să-ți proslăvească cu fiecare familie. Amin. Și Dumnezeu să ascultă fiecare dorință. Amin. Și Dumnezeu să primească fiecare cerere. Amin. Și El să-ți dea răspuns. Să mergi plin de bucurie acasă că te-ai întâlnit cu Domnul tău. Aleluia. Într-o zi. Frați și surori, și eu într-o zi l-am cântat pe Domnul. Și Dumnezeu m-a găsit pe mine acolo.
și m-a dus la mântuire. Slăviți să fie Domnul. De aceea îl laud pe Dumnezeu și îl poți să-l preamărești. Și tu poți să-l preamărești. De aceea, hai să ne venim și să ne rugăm la Dumnezeu ca Dumnezeu să ierte păcatele. Aleluia. Și de azi înainte să ne pocăim și să fim cu adevărat pocăiți. Și Dumnezeu să ne primească. Aleluia. Hai să ne venim să ne ridicăm și să ne rugăm la Dumnezeu. Aleluia. Domnul să...